Salut, sunt Jafer Deniz. Și eu sunt Andrei Florescu. Și bine ați venit cu noi în cantonament. Și începem, nu? Ei, nu. Încep eu? Okay. Da. Cine are cele mai spectaculoase execuții la antrenamente? Eu aș zice că Ahmed are. Patrice, zic eu. Cine e cel mai romantic dintre voi? Aș zice Neluț Roșu. Sau Patrice, nu știu, cineva să fie căsătorit. Ahmed. Cine dansează cel mai bine? Bena. Și eu tot pe Bena. Bena. Cine ridică cel mai mult la piept? Patrice, 100%. Patrice. S-a mai zis și de Denis că ridică mult la piept. Patrice. Ne batem acolo amândoi. Cine te aștepta să concureze în viitor la Survivor? Amzar. Și eu aș merge pe Amzar că are calități fizice bune pentru asta. Și Burică, da. Cine gătește cel mai bine dintre voi? Maura. Maura, merge și pe Maura. Sau Sabin. Da, nu, Sabin. Sabin. Că Maura face doar gătar. Sabin, da, clar. Sabin. Cine mănâncă cel mai nesănătos dintre voi? Amzar, 100%. Amzar. Cine crezi că va fi primul jucător convocat la Naționala României din lotul lui Dinamo? Eu merg pe Jafer, că e colegul meu de cameră și am încredere mare în el. Eu acum ce pot să zic? Cred că Ahmed. Sau chiar Amzar. Și Amzar ar putea. Cine e cel mai preocupat de ținuta vestimentară? Aș merge poate pe Borcea. Borcea. Bine. Borcea. Ce meserie ai fi vrut să ai dacă nu ajungeai fotbalist? Oriceva tot în fotbal, adică antrenor sau manager de club, ceva tot în fotbal, sau aș merge pe afaceri? Eu DJ. La meciurile de parte națională, nu știu dacă ai văzut, dar înainte și la pauza meciului am avut oameni DJ care au pus muzică. Crezi că dacă se întâmplă la vreun meci să fii suspendat sau accidentat, ne poate să acolo sus? Sigur. Eu nu sigur. Cred. De la cine ai învățat cele mai multe lucruri în fotbal? Eu aș merge pe antrenorul meu cu care am mai lucrat individual, adică n-a fost antrenorul meu de club. Îl cheamă Daniel Sava și a fost jucător și cred că de la el am învățat cel mai mult. De la Mister, de la Ovidiu Burcă. Ce preferi dintre iarnă la munte sau vară la mare? Eu sunt de la Constanța, deci vară la mare. Și eu tot pe vară la mare merg. Cine crezi că va ajunge un antrenor de succes? Eu. Merg pe mine. Patrice. Dar cum e, Răzvan? Se pare că o să fie genul de antrenor dur sau? Nu. No. Să moale așa, hai băieți că se poate, haideți. Cred că va fi dur, dar în sensul să se alerge și să se muncească, dar nu cred că va țipa la da, jucători. Da, nici eu la fel zic. Cine ar avea cel mai mult succes în UFC? Maura. Maura, 100%. Ar intra, ar face la încălzire un dans capoeira sau? Nu știu, dar l-am văzut că are niște mișcări destul de bune. Maura zici? Păi nu l-ai văzut. Eu cred că Bena. Sau Bena, da. Dar Maura e mai mic. S-a mai zis Popică că ar fi... Eu merg pe Bena. Popică mai mult. Cine cu gura. Cine s-ar bate Bena cu... De păi e diferență de greutate. E greu. Cred că Bena ar câștiga. Cine crezi că va juca până la 40 de ani? Răzvan Patrice. Nu, altul, în afară de Răzvan. Nu, Patrice. Aș merge pe Pop. Eu zic că tu. Și eu, dar nu pot să mă nominalizez pe mine. Asta era întrebarea, dacă voi v-ați vedea jucând la nivelul la care joacă Răzvan până la o vârstă apropiată de 40 de ani. Eu l-aș vedea pe Denis 100%. 100% e profesionist. Da. Cine rezistă cel mai mult fără să se spele? Cine a rezistat? No. Cine a rezistat? Ah, ok. Borcea. Borcea. Oh. Poate toată lumea... Da, nu știu de ce. Nu comentez. Nu știu, chiar nu. Ce îți place cel mai mult la colegul de lângă tine? Încep tu, te rog.
că e foarte serios și punctual. Și eu la fel, cred că e foarte profesionist și un coleg de cameră foarte bun. Cine ar fi cel mai bun la rugby? Patrick, dar n-are viteză. Trebuie să ai viteză? Păi da, dar ar fi pe bam. Fizic. Poate și Bena? Și Bena, da. Patrick sau Bena. Da. Cine ar fi potrivit să apară într-un videoclip trap? Trap. Cred că era Alin Demic, 100%. Dar ne-a părăsit. Bena, frate. Sau cred Bena. Știe să danseze. Da. Și voi în ce videoclip ați putea să apăreți? Eu tot trap, că asta îmi place să ascult. Rap, trap. Eu la muzică electronică, la EDM. Ce talent ascuns ai de care nu știe nimeni? Eu știu pe al tău. Ăla cu burta. Da. Nu pot. Talent ascuns. Nu știu, eu știu să joc basket destul de bine. Nu, bine, nu, nimic. Vezi bine, mai bine decât Da, ăsta e talentul meu ascuns, că văd foarte bine. La distanță. De la distanță. La distanță. Ok, astea au fost întrebările.